Dan Vâlceanu, fost coleg de organizație cu Ion Cupă, a criticat dur decizia luată de deputat. Vâlceanu l-a catalogat drept trădător pe cel care a părăsit organizația dintr-o funcție cheie, și anume cea de lider. Aici discutăm despre un trădător, pe față, având în vedere și toate evenimentele care s-au întâmplat în ultima perioadă la partid, cu excluderea primarilor, cu tot ce s-a întâmplat. Președinte de organizație cu ștate vechi, liderul PSD Gorj dezaprobă mutarea de ultimă oră făcută de fostul șef al Democrat-Liberalilor Gorjeni. Florin Cârciumaru a catalogat gestul făcut de Ion Cupă ca fiind unul nepotrivit. Aveam o altă impresie în ceea ce privește omul din administrație Cupă. Aveam o altă părere despre domnul Cupă în ceea ce privește omul politic, dar a face un gest la nivelul ăsta, să preiei o organizație acum câteva săptămâni și să părăsești această organizație, părerea mea că dă dovadă de cu totul și cu totul altceva. Colegul Ion Cupă în Camera Deputaților, socialdemocratul Vasile Popeangă, nu este surprins de mutarea făcută de fostul șef al PDL Gorj. Popeangă a declarat că se aștepta ca Ion Cupă să facă acest pas spre PNL după toată susținerea pe care a avut-o în campania de la alegerile parlamentare, în urma căreia PDL a câștigat singurul mandat de deputați pe Gorj. Eu mă așteptam la un asemenea gest al lui Ion Cupă, având în vedere cât de susținut a fost în perioada electorală. Nu asta este o problemă, mobilitatea în politică este foarte clară. El este obligat, determinat să plece, pentru că mi s-a devenit o zicală. Întotdeauna finul și urmează nașul. Deși fac parte din partide diferite, împărtășesc aceleași idei despre gestul făcut de Ion Cupă. Și democrat-liberalul Nicolae Davițoiu este de părere că Ion Cupă a părăsit PDL-ul în favoarea celor care l-au ajutat să devină parlamentar. Și eu credeam că pleacă la PSD, pentru că PSD-ul este partidul care l-a ajutat pe colegiul respectiv ca să ajungă deputat. I-a făcut un serviciu prin numărătoarea voturilor și avantajarea lui de favoarea lui Dan Diaconescu. Dar eu zic că a făcut o promisiune USL-ului? A intrat? Da, sunt convins, pentru că toată lumea știa de când era în campanie electorală la parlamentarii din decembrie că el va pleca spre unul din cele două partide, ori PNL, ori PSD. Deputatul PPDD Niculina Mocei spune că trecerea lui Ion Cupă la PNL nu este tocmai o surpriză, deoarece în urmă cu o lună și Mihai Stănișoara a trecut la PNL. Deputatul crede că liberalii atrag cât mai mulți membri importanți de la alte partide, deoarece încearcă să-și consolideze organizația. După cum știm, în urmă cu o lună și domnul Stănișoara a trecut la PNL. Iată că acum domnul Cupă a trecut către PNL. Eu cred că ceea ce încearcă PNL-ul să facă în această perioadă, încearcă să-și consolideze poziția, să se întărească și mai tare. Decizia deputatului Ion Cupă de a părăsi Partidul Democrat Liberal și de a pleca la Partidul Național Liberal a fost comentată dur de primarul Comunei Roșia de Amaradia, Liviu Cotoșman. Acesta a declarat că se aștepta la demersul fostului președinte interimar al organizației PDL Gorj, după ce în urmă cu câteva zile i-a exclus pe cei trei primari ai organizației, respectiv Ion Bârcă, Marian Ardeiu și Dănuț Bălu. Cotoșman susține că acesta a fost un plan premeditat și că cel mai probabil primarii trădători vor ajunge în USL. Mai mult decât atât, Cotoșman a declarat că dacă va fi înființată Mișcarea Populară, atunci se va gândi serios să activeze în această formațiune politică. Pot să spun că e cel mai mare trădător care l-a avut Partidul Democrat Liberal în istoria lui de existență. Cel mai neserios politician, dar consider că domnul Cupă nu a făcut altceva decât a venit ca și spion în Partidul Democrat Liberal cu scopul de a destructura organizația județeană. Se spunea că domnul Cupă intenționat a făcut mișcarea aceasta politică de retragere a sprijinului politic, de excludere, știind că ulterior va ajunge la Partidul Național Liberal și să poată să ia cu dumnealui, să evolueze ca și politic în Partidul Național Liberal.
Având în vedere că după plecarea lui Ion Cupă, organizația județeană rămâne fără președinte, conducerea centrală va trebui să desemneze un nou lider interimar în următoarea ședință a Biroului Politic Național. Acest lucru se va întâmpla după stabilirea noii conduceri, care va avea loc mâine la Consiliul Național de Coordonare, unde de la Gorj vor participa 8 delegați.